primul rând, noi n-am avut absolut niciun fel de aliat. Noi am avut o majoritate la Piatra Neamț. Deja este de luptă de cel puțin două luni de zile. La județ, noi am făcut aceeași politică care am făcut-o de la început, indiferent de majoritatea care am fost până acum, în favoarea cetățeanului. Din motive mai puțin înțelese de noi, cei de la Mișcarea Populară, la ultima ședință, după ultima ședință de Consiliul Județean, domnul președinte a ales să ia niște măsuri care, cel puțin în primă fază, pe mine mă depășesc. Din câte știu eu, acele două birouri ale vicepreședintelui Consiliului Județean și a președintelui, care, repet, nici eu, nici domnul Arsene, nu am fost votați președinți sau vicepreședinți, am fost votați consilieri județeni de către populația și cetățenii cu drept de vot din județul Neamț, dar se pare că s-a uitat că același număr de voturi care l-a avut dumnealui la investirea ca președinte, le-am avut și eu ca investirea de vicepreședinte. Drept pentru care a zis că a luat la cunoștință votul nostru împotriva PSD-ului care a fost la ultima ședință și cred că măsurile care au urmat sunt consecința acestui vot. Repet, nu am votat împotriva PSD-ului, am votat pentru cetățenii din județul Neamț, pentru că, așa cum am spus, nu mi se pare normal ca dacă s-au găsit niște bani pentru investiții și pentru aparatură medicală să fie dat toți la spitalul din Târgu Neamț. Nu am absolut nimic cu oamenii care beneficiază de servicii medicale la spitalul din Târgu Neamț, dar cred că și spitalul din Bicaz, și cel din Roman, și cel din Piatra Neamț are nevoie în mare măsură de investiții în aparatură medicală. De aici a plecat toată această devatură de evacuare extraordinară. Deci a fost exact o acțiune, cum să vă spun, militenească, așa cum am spus și în comunicat, de a fi chemat de cineva din Consiliu ca cei din aparatul administrativ să vină să-mi schimbe butucul de la ială, pentru că n-am vrut să părăsesc acest birou pe care, repet, nu este al lui Dulama, ci este biroul vicepreședintelui unei instituții, a Consiliului Județean Neamț. Și acolo este de câteva legislaturi bune. Deci eu știu că din cel puțin 20 de ani, birourile nu am auzit în istoria Consiliului Județean ca cineva să fie evacuat din biroul de vicepreședinte. Se pare că domnul Arsene și-a permis în baza atribuțiunilor de președinte să facă acest lucru. Dar să știți că și eu la etajul 4 respin aer curat și o să-mi fac treaba până la capăt. Poate la ora asta să fac următoarea mișcare, deci v-a luat mașina de serviciu, v-a luat atribuțiile delegate, poate să vă revoce din funcție? Nu poate dumnealui personal să mă revoce din funcție, poate grupul PSD să vină cu un proiect de hotărâre de schimbare a vicepreședintelui, așa cum și grupul Partidului Mișcarea Populară poate să vină cu un proiect de hotărâre de schimbarea președintelui Consiliului Județean. Pentru că, până la urmă, vorbim aici de niște atribuțiuni instituționale, nu personale. Da. Credeți-mă că nu mai am mașină de servici, mai am încă telefon, pentru că vorbesc cu dumneavoastră acum, nu mai am o secretară care ne se par niște lucruri, cum să vă spun, în baza funcționării unei instituții, repet. Și respectă regulamentul instituției, Consiliului Județean. Sigur, da, deci, cred că a fost un pic depășit regulamentul de ordine și funcționarea Consiliului Județean. Veți ataca? Pentru care este posibil ca în următoarea perioadă să mă gândesc chiar la o plângere pentru abuz în serviciu. Păi asta mă gândeam eu, atacați în contencios administrativ? Deocamdată nu. O să mă mai... L-ați anunțat pe președinte? Mai ne gândim, dar eu vă spun, este la limita unui abuz în serviciu. L-ați anunțat pe președintele Traian Băsescu? L-am vorbit cu domnul președinte executiv Tomac. Așa, și care a fost opinia Bucureștiului? Deocamdată exact ceea ce v-am spus dumneavoastră, i-am spus și dumnealor. Noi, așa cum ați văzut, avem alte acțiuni politice în momentul de față și n-am vrea să facem o
cum să vă spun, un caz din acest lucru, dar totuși, în atenția tuturor instituțiilor din țară și a Consiliului de Ține, mi se pare un abuz în serviciu. Da.